Da, da. Așa, mâna. Mâna. Cine se ridică încet capul, dă drumul la sânge. Capul spre noi, așa, capul spre noi. Așa. De ce ai dat, mă, tot ce ca mâna probe? De ce ai dat, mă? De ce ai dat? Stop! Bună! Atenție, motor! Hei! Pecă-mi, iaiță! Așa, bun. Pecă-ți ridici așa, acum dă drumul la frânge. Mirați complet, mirați complet. De ce ai dat, mă? De ce ai dat? Stop! 254 la 4! Gata, gas! Așa, strânge mâna, să se ridici încet. Gas, gas, a locat. Așa, încă o dată. Să nu tremura prea mult, așa de urmă la strânge. Mirați complet, mirați complet. De ce ai dat, mă? De ce ai dat? Stop! 54 la 5! Gaz! Da, mâna. Cap încet pe partea aia, pe parte. Așa și pe partea acum, pe partea. Așa, ridică și pe noi, puțin. Pe drumul la sânge. Așa. Vezi și pe partea odată, înapoi, dincolo. De ce ai dat, mă? De ce ai dat? Atenție! 31-5! Alei, hop! Măi, tovarăș. Tovarășul, fii atent, auzi. Hai să faci insolație, tovarășul. Ești ca un rac pe spinare, măi, tovarăș. Hai să faci boșii sub piele, tovarășul. Pune, domnule, ceva pe dumneata, nu mai sta așa, ești persoană inteligentă, ascultă ce spun eu, se da de dracu.
Nu, da. Chestie de obișnuință. Pot sta oricât la soare. Am pigmenții buni. Ce zici că ai? Am pigmentație bună la piele. Așa? Așa? Mă rog, dacă zici că ai chestia asta. Mă rog, așa da. Așa se poate. Trebuia să fii sosit. Aveți noroc cu lume. Care lume? Lumea asta pe aici. Apoi numai fetița asta. De obicei, când mă vedeți la bere, îmi vine să-mi iau câmpi. Mă duc unde-i vedea cu ochi. De-aia am spus că aveți noroc cu lume. S-a prevăzut? Special, fii atent, auzi, special că alea ziua, altfel era de rău. Lumea e curioasă, tovarășul, vrea să știe, că ce, că cum, dă-te-a busnă. Lumea, tovarășul, fii atent, auzi, vin.
Ordonați! O bere serviți? Nu. Am pus special câteva sticle la gheață. Nu, dragă, mulțumesc. Poți să dau drum la muzică? Băiete! Ordonați! În cât timp instalezi drăcovenia asta? Hai că trebuie să ne grăbim. Cel mult o sfert de oră sunt gata. Ai nevoie de ajutor? Nu, mai mult ori încurcat. Bun. Ei, voi, așteptați ceva mai încolo, vă chem eu. Hai, mă, mușchel. Hai, 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 hai. De ce nu-i urmăriți? Stea că fug. Dumitrescule! Ai primit tu, Dumitrescule, vreun ordin din partea mea? Preiați activitatea, Dumitrescule.
Ce-i cu asta? Ce să fie? Vai de capul lui. Tot chestia cu fiica sa? Tot. Urâtă treabă. Și chiar nu se mai poate face nimic? Mă tem că nu. Vlad? Toașul Vlad? Ordonați. Ești gata, domnule? Gata, tovarăș procuror. Hai, mă, băiatule. Hai, mă, băiatule. Ne apucă noaptea. Mai iese soarele ăsta? Iese, iese. Oare? Nicule, poftiți, domnule profesor. Vă rog, fiți băieți. Dragane, Dragane, nevastă mea intenționează să plece la Brașov, la părinții ei. Ce te uiți la mine? Vin de la tribunal. De asta m-am întârziat. Odată și odată tot trebuia să sfârșească, nu? Eu îi dau dreptate. Nu poți trăi cu un om numai 3 zile pe săptămână. Aș avea nevoie de niște bani. Iar vrea să plece numai decât, știi cum e, cazuri dintre astea. Poți să mă împrumuți? Gata, tovarșul procuror. Ascultă-mă, ticule. Ce-au făcut ăștia doi în fond, mă? Că am auzit tot felul de vorbe. S-au îmbătat într-o seară aici, acum o săptămână. S-au luat la bătaie. Chelnerul care a încercat să intervine i-a spart capul. Capul? Aha. Uh-huh. Au dărâmat baraca aia de acolo. Apoi, continuând să se bată, au ajuns pe malul râului, unde numitul Voică a căzut în apă. Dacă n-ar fi fost înceferiți pe acolo, cu siguranță s-ar fi necat. Hai, măticule, termină, mă. Hai, mă, fi serios, mă. Ce burtă poți să ai, mă, ce glume sunt astea, măticule, mă. Păi ce burtă poți să ai, mă. Păi, uite, domnule, ședințele și șprițul asta te formează. Păi, domnule, uite, măticule, mă. Unde e? Unde te ascuns? Tot copil ai rămas, măticule, mă. Pe scurt, huliganism declarat, plus distrugere de bunuri publice, plus șerce și mai grav, tentativă de omor. Intrau pe mâna tribunalului. S-ar fi ales cu detențiune variem până la 3 ani. E sigur că a fost numai atât? Orașul zice că ar fi... Orașul mănâncă... Orașul mai bine și-ar vedea de treburile lui. Dacă ar fi după el jumătate din noi, am fi delicvenți. La urma urmei, chestiunea asta ar doi tineri, o tâmpenie, o prostie, o întâmplare, pricepi? Orașul însă, orașul ăsta, Dragane, deocamdată avem o sarcină, să facem film și să-l facem bun, înțelegi? Așa că orașul... Totuși gândește-te și tu, mă. Mă, e un oraș mic, mă, se plictisesc cu oamenii, mă. Tu știi că la ora actuală eu trăiesc cu nevastă lui Paveliu? Și din cauza asta el e așa cum e? Nu din pricină că acum 6 luni fiică sau o fată de 19 ani superbă, deșteaptă, s-a aruncat înaintea trenului și s-a făcut zof. Te-am început, tovarăș procuror. Se cheam? Cheamă-i, Dumitru. Cheamă. Mai o clipă, tovarăș procuror, numai puțin.
Ați umblat la obiective, tovarăș procuror? Am umblat. Îi batem, mă, să moară dacă nu-i batem. Ești tâmpit. De ce să mă tâmpit? De asta ți-ar de țeagă. Dar ce, mă, de ce vrei să-mi arde? Ăștia ne bagă la pernaie și ție de fotbal ți-ar de vâică. De fotbal ți-ar. Și ce, mă, pentru asta sunt tâmpit, mă? Ia uite-te la mine, eu tâmpit, eu prietenul tău. Hai, mă, termin. Hai, mă, stai, mă. Tâmpit, mă. Vâică, lasă-mă, hai, mă, lasă-mă. Lasă-mă. Să mă faci tâmpit, mă. De ce să mă tâmpit? Vâică. Tu te mai dragule. Tâmpit, mă. Ripule! Ce? Ai fost, mă, vreodată pe munte? De ce, mă? De când am venit mi-am pus în gând să urc și odată acolo sus să văd cum e. Dar n-am mai apucat. Auzi? Dacă nu ne bagă ăștia la fărnaie, te fac un munte. Care ești, bă, acolo cu cântecul? O fi difuzorul de la pescăruș. Nu e, mă, nu e, că e pe aici, pe aproape. Hei! Care ești, neamule, acolo? Hei! Hei! Unde puși, domnișoară? Uică! O, băiatule, bă! Poți copii! Unde, bă? Doi! Doi! Ce cărcat! Ce cărcat! Poți copii, puși pupică! Mă trece la pământ, băiat! Poți! Poți, 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 lăsați! Cristina! Uică! Băi, băi, care-i sarcina noastră aici? Cazul nostru. Cum a fost toată chestia cu băutura, trebuie să-l arătăm. Să fie exact cum a fost. Bunoar! Ai spart paharul? Spargi paharul. Ai cântat? Cânti, tovarășe. Sifonul. Ai spart sifonul? Spargi sifonul. Numai că fii atent, auzi? Mie să nu-mi imiți. Adică să te faci. Îmi spargi sifonul cu tot sufletul. Dar nici să nu urle ca nebun aici. Dar nici prea molati să nu fiți. Mie să-mi faci exact ca în viață. N-ai făcut ca în viață, mi-ai stricat pelicula. Să faci așa cum spunem noi. Că aici sunt banii statului. Ăsta-i film educativ. Are un rost. O să vină poporul la club. Să tragă concluzia, să vază unde duce alcoolul. Bă, băieți, fii atent, auzi. Orice probleme s-ar ivi. Dacă îi place procurorului... Mă, băieți, dacă îi place procurorului... Amen. Un cântec. Ce cântec? Dacă vrei să ai gagică. Bun. Ia cântă-l. Păi cum așa să-l cânt? Păi așa, bine. Îl cânti. Păi atunci cum l-ai cântat? Păi atunci am putut. Păi ia să-mi puteți acum. Hai. 1, 2, 3. Și... Nu cântăm. Cum așa nu cântăm? Păi ce facem aici? Nu cântăm. Cum așa nu cântăm? L-ai uitat? Da. Cum l-ai uitat? Ia vezi, poate ți-l aduce aminte. Mă, băiatule,
Păi ce facem aici, ne jucăm? Păi aici e peliculă, e banii statului. Fii atent, auzi? Faci locotenent, lăsați că cânt eu. Nu sunt locotenent, să cânt eu. Dar n-are ureche. Lasă, cânte așa, fără ureche. Hai, dă drum. Hai, bă, ce ai, ce operă, ce ești, Caruso? Hai. Hai. Hai, mă, băiat. Hai, mă, hai, hai. Dacă vrei să... Nu, tocmai, el, el să cânte. Vreau eu așa să cânt el, așa vreau eu, hai. Hai, mă, băiat. Dacă vrei să ai magic. Așa vreau eu. Ce-i, domnișoară? Ce-ai văzut de râs aici? Ce-i, ce-i? Circ? Iosefine, ce-i? Scoate-mi pambliși pe nas? Așa vă învață la școală? Ia eliberați locul, vă rog. Băi, tovarăș. Tovarășe? Mă, băiete, cum e omul la beție? Omul la beție e cu chef. Alcoolul provoacă veselie. Așa e omul la beție. Dacă vrei să ai gagică, trebuie să știi cum, trebuie să știi cum, să scoți seara la plimbare pe stradă Ștefan cel Mare. Să-i dai să bea rum, să-i dai să bea rum, să-i dai să bea rum. Procuror! Sunteți nebuni? Ce v-am spus eu? De ce vă puneți mintea cu el? Omoară-se, procuror! Omoară-se, procuror! Ce facem cu copii? Nu am problemă cu masă! Nu am problemă! Imită încruntați! Zice că nu de chef le arde lor acum! De ce le arde lor, plutonier Dumitrescu? De ce le arde? Ai un sfert de oră să le bagi mințile în cap. Atât! Un sfert de oră! Rar! Sunteți de pe aici, domnule? Nu, de ce? Semănați cu... Nu semăn cu nimeni, tovarășe, știi? Ce faceți acolo? Unde? Acolo, afară. Ce faceți cu băieții ăia doi? Nu fac nimic cu ei. Ei au făcut mine. S-au îmbătat, m-au bătut și mi-a spart și capul. Ia privește, fii atent. I-a făcut o zgârietură. Se vede? Da. Interesant. Foarte interesant. Ai văzut? Dar de ce filmează? Se face un film. Un film pentru educația tineretului. Da. E vorba să-l dea aici, în oraș. Așa, de la cluburi, la întreprinderi, ca să-i mai educi. Da, sigur. Ai văzut ceva? Da. Acum, acum se face reconstituire. Și cu ocazia asta, se face și filmul ăla, cu chestia, cu educația lor. Nu, nu, nu ăsta, nu ăla cu buza ruptă, mi-a... Uite, ăla de colorat, vezi? Lunganul ăla, ăla, ăla... Pistruiatul ăla mi-a făcut zgârietura asta în cap. Drăți! Drăți! Și plutonierul ăsta mi-e prieten. La mine fumeaș! Da. La mine fumeaș! Mai vrem să... Culcat! Culcat! Drăți! Fii atent, auzi, drăți! Domnule, pe mine să nu mă... Gură, fii atent, auzi, culcat! 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 Drăți! Nu te băgat pe sarcele mele! Drăți! Culcat! Culcat! Drăți! Drăți! Drăți, culcat! 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 Drăți!
Culcați! Dumneata, să nu mă mereți pe mine! Înainte, fugăbaș! Înainte, fugăbaș! Aici facem film! Îți permiți educație este asta? Înainte, fugăbaș! Ce fel de educație este asta? Răbi, culcați! Salvată poporul! Asta este educație! Să tragă concluzia alcool! Înainte, fugăbaș! Culcați! Înainte, fugăbaș! Ce-i dacă sunteți intelectual? Am mai citit și noi câte ceva! Înainte, fugăbaș! Avem și noi cărți la club! Înainte, fugăbaș! Stupiți! Durăți! Domnule procuror! Culcați! Domnule procuror! Durăți! Domnule procuror! Durăți! Culcați! Este inuman! Durăți! Profund inuman! Culcați! Este inadmisibil! Durăți! Ce se petrece Culcați! Cu acești copii! Culcați! Este inuman! Durăți! Nepermis, domnule Culcați! Procuror! Culcați! Durăți! Este nedemn, domnule Durăți! Procuror! Culcați! Înțelegeți? Durăți! Profund Culcați! Inuman! Culcați! Vă rog Culcați! Să interveniți Culcați! Imediat! Culcați! Culcat! Vreți! Culcați! Vreți! Culcați! Culcați! Vreți! Culcați! Vreți! Culcați! Vreți! Culcați! Vreți! Culcați! Vreți! Vreți! Culcați! Vreți! Culcați! Vreți! Culcați! Culcați! Vreți! Culcați! Vreți! Culcați! Vreți! Culcați! Vreți! Culcați! Vreți! Culcați! Vreți! Culcați! Culcați! Vreți! Culcați! Ridică-te! Ridică-te! Ia! Hai, ia! Ia și tu! O, băieți, de ce sunteți voi proști, mă? Ai? De ce îmi produceți voi mie necazuri? Tu știi că eu aș putea să vă fiu tată? Mama voastră de pușlamale? Măi, flăcăi, ascultați ce vă spun, fii atent, auzi? Băgați-vă mințile în cap și faceți așa ce vi se spune. Și gata. Procurorul e un om, fii atent, auzi? Pâinea lui Dumnezeu. E păcat să nu intrați în voi. E în binele vostru. Știu că ai să-mi spui că n-ai avut costum. Te crești, te apropi. Dar asta înseamnă să învii aici, să vă îmbătați ca porci. Domn major, mi-ați trasă zvrată pe munte? Nu, mă, de ce? Vreau să știu și eu cum e acolo, ci că-s cabane. Sunt. Păi de ce n-ar fi? Multe? Nu știu, nu ți-am zis că n-am fost. Pe ce? Mă, băiete, ce o să spună taică-tă când auzi că ai făcut pușcărie? Păi de ce eu am tată? A murit acum 2 ani într-un accident. S-a răsturnat o cisternă peste el și dracul l-a luat. Piftie l-a făcut. Când l-au dus la groapă în coșciug, era mai multă țărână decât carne de om. Era eu om bun, săracu, dar le cam trăgea la măsea și atunci îmi dădea peste cap. Uite așa. Poftim. Ordonați, tovarăși procuror, ce urmează? Cum ce urmează, Dumitrescu? Ai uitat? Spărgeți-i capul, ospătarul. Partea cu paharele, ce facem? Lasă, lasă. Trece mai departe. Ce
intențiune? Mâinile mai sus. Așa. Și mai jos. E bine? E bine, e bine. Acum, în stânga și în dreapta, balansați. Hai, gata, băieți. Gata. Mai sus mâna. E bine? Așa. E bine, e bine. Atențiune. Atențiune. Așa, nu schimbați poziția. De ce nu îi spuneți că sunt liberi? Ce rost mai are să le ascundem? Tot ce facem noi e o formalitate, simplă formalitate. Știți foarte bine că una e să îndeplinești o sarcină în condiții de siguranță, securitate personală. Și cu totul altceva e să faci același lucru într-o atmosferă viciată de teama că asta e ultima ta zi de libertate. Știți foarte bine, nu? Atunci de ce? Auzi, râpule, mă, să nu dai prea tare, mă, că mi se deschid iar rana aia. Lasă, domn șef, că nu mai dau eu. Bine, mă, băiatul. Cum puteți respira liniștit? Nu vă sufocă, nu, această îngrozitoare răspundere? De ce nu le spuneți că sunt liberi? Cineastule, ce faci, mă, acolo? Hai, mă. Schimbă bobina, tovarșul procuror. Hai, mă, hai, că acum ne pomenim cu ei din tribuna pe capul nostru aici. Ce vreți, tovarșul procuror? Asta e mașină, nu-i om. Zău, puneți-vă și dumneavoastră în locul meu. Bine, bine, bine. Și mai lasă nervii, mă, băiatule, mă, că nervi avem destui. Auzi, nemțule? Mensch, Ärger, dich nicht. Să cazi dracului de acolo. Măi, râpule, ce cu tine, mă? Mă, tu plângi, mă. Nu plâng, domn șef. Mă, ce te-a apucat, mă, acum? Ce? Iartă-mă, domn șef. Ce să te iert, mă, că te-am iertat de atunci, de când s-a consumat fapta, mă? Șef, zău, iartă-mă, că n-am vrut să dau, domn șef. Și te cred, mă, băiatule, mă, ce? Șef, zău, că n-am vrut să dau, domn șef. Dar ce-i, mă, ce-i cu tine? Voi că săracul n-are nicio vină. N-are, mă. Dacă am eu, pe mine... Ați dat voi și voi, am dat și eu, lasă-mă, două dracu. Domn șef, pe mine... Păi, mai tineri, mai... M-ați răzmit ce vreți, n-am... Domn șef, zău, că n-am vrut să dau, domn șef. Te cred, mă. Să nu porți dușmanie, domn șef. Voi să nu purtați mie, mă. Ba nu, domn șef, mă tare nu o să mă lăpăt. Ba voi să mă iertați pe mine, mă. Dar de ce, domn șef, că noi am dat... Voi sunteți mai tineri, mă. Ba tare să mă lăpăt și nouă, domn șef. Voi să mă iertați, voi să uitați, mă, asta, mă. Domn șef. Eu nu spor, mă. Lasă-mă, ce să intri în pușcărie, mă? Procurorul ăsta e și el om, lasă. Noi suntem oameni, mă, oameni. Oameni să fie, iată-ne, să ne înțelegem un pahar, mă. Suntem tineri, mă, eu v-am iertat, mă. Oameni, mă, oameni, omenie, mă. Să intri în pușcărie, ce să intri, mă, băiatule, mă? Eu te-am spus. Hai, mă, lăsați confesiunile, mă. Acu ce-o fi, o fi. Păi, dar cum altfel, mă? Radio! E bine? Nu-ntoarce capul, mă. Merge? Nu-ntoarce capul, mă. Merge, merge. Nu mai filmezi. Nu mai filmezi. Să filmeze dânsul. Ce căutați, mă, aici?
Voi n-aveți treabă, mă? Ce vrei, n-aveți doamne, ce facem aici? Circ aici! Noi ne jucăm, mă, sau nu ne jucăm? Treceți, mă, acolo, mă, treceți. Hai, hai, stați acolo. Hai, hai, ne mișcați, auzi? Ce-i cineastră? Ce-ai pățit? În obiectiv. Pregătiți-vă acum. Acum. Perfect. Perfect. De unde sunteți, băi? De la Moroieni. De la Moroieni. Păi ce vă curățați neaua, băi, fraților, bă? N-am știut, domnule. Păi să ne stricați filmul, mă, să poate, mă, una ca asta, mă, ha? E bună asta? Bună. Bună? Smeură de munte. Da. Bun. Bun. Dar n-are viermi? Cum o să aibă drume? Foarte, foarte bun. De unde ai cules-o? La peșterea Lumicii. Și cum o dai? Un pol kilogram. Cât? Un pol. Fugi, domne, de aici, 15 lei. Nu o să poate, domne. Lasă, lasă, pune aici, lasă că ne înțelegem noi. 16 lei. No, e foarte, nu foarte proaspete, domne, foarte bune. Asta gustoase, e marfă care bune, nu se mai găsește. Fugi, mă, de aici, cum să nu se găsească, mă. Lasă-mă aici, lasă. Mulțumiți-vă cu 16 lei. E bine cum ați zis. Lasă-mă așa. 17. Sunteți liberi. Sunteți liber. Sunteți liber, mă? Nu auziți, mă? Sunteți liber. Gata. Liber. Nu vă mai vorbați așa la mine. Gata. Lasă-te. Ia-te-le. Plus de asta, plus de... Ia, să și gata. Aș procuror. Dacă ați ști tu, aș procuror. Dacă ați ști tu, aș procuror. Nu asta ați putea ști. Hai, mă, la. Gata. Ce urmează? Mașina cu baraca, cu bătaia, nu? Acum să vă văd. Vă mulțumim, aș procuror. Mă, mie mulțumiți de pomane. Clar. Mai bine mulțumiți lui Dregan, tovarășul profesor Paveliu. Dacă nu era ei, asta să vă intre la cap. Vă mulțumim, aș procuror. Auzi? Mie mulțumiți de pomană, mie. Eu nu mi-am făcut decât datoria, asta e tot. Clar? Vă mulțumim, tăi. Să știți că dacă sunteți băieți de treabă, termină repede. Vă mulțumim, tăi, procuror. Oh.
Am transmis muzică de estradă. Te-i pulea. Da. Tu știi, mă, care e diferența între om și maimuță? Nu știu, care? Maimuțele nu au buletin, mă. Bă, tâmpitule, bă! Stai, mă, fuică, mă, mă, fuică, mă! Fuică! Stai, mă, într-un loc, mă! Ce te-a apucat, bă? O să ne apuce furtună pe aici și tu ai trimis la dracu un prasic după gâște.
Gane. Am impresia că am obosit. La circulator mai e doamne linia asta. Că ele nici nu sunt. Poate nu sunt. Poate da, poate nu. Poate da, poate nu. Voica. 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 Ce-a luat? Nu știu, taș major. Nu știi? Nu știu. Nu știi, a? Zău dacă știu ceva. Bine, Ripule. Bine. Mai vorbim noi. Până una alta, ia dăm cu actele. Hai, hai.
Domn profesor, vă rog să nu cereți nimic, că nu vă dau. Da. Vă rog foarte mult. Da. După ce se termină cu daravera asta de afară, vă dau să vezi cât vreți dumneavoastră. Vă rog, vă rog. Nu se poate. Procurorul e cu ochii pe mine, zău. Mă distruge. Cremă de mandarine. Doamne, profesor. Oriental. Zău, domn profesor, de ce vreți dumneavoastră să-mi faceți mie rău? Mă distruge șeful, zău ea. Domn profesor, n-asta credeți că stau de plăcere aici? Doarmă, te rog. Zău, domn Cremă profesor. Cremă de mandarine. Să știți... Oriental. Asta nu e întâmplătoare, totul a fost aranjat, domn profesor. Da. Special să are ziua asta, domn profesor, zău. Special ca să-mi dea lumea buzna aici. Domn profesor. Zău, domn profesor, de ce îmi faceți rău? Doarnă. Vă faceți rău și dumneavoastră. Doarnă. Sunteți client vechi, domn profesor. Zău, mă cunoașteți foarte bine, dumneavoastră știți. Eu rus ca n-ai ăla de înainte care, știți dumneavoastră, a intrat la... Zău, domn profesor, eu n-am ieșit unde o lipsă în gestiune. Oriental, cremă de mandarine. Observație mi s-a făcut vreodată. E păcat, domn profesor. Zău, e păcat. Toarnă. E mult, domn profesor. Zău e mult. Hai cu scara, băieții? Curaj, rapid, incendiu se dezvoltă, așa, salvați copilul, nu stropiți mama cu extintorul. Haide, saltă înainte! Bun, celălalt, gata, saltă înainte, hop și tu, bun, bravo băieți, relaxați-vă. Pe-o frunză de nuculeț s-a oprit un cuculeț. Cuculeț călătorit și de drumuri, și de drumuri, și de drumuri ostenit. Pe-o frunză de nuculeț că e singurul meu prieten.
Ba, bun, dacă am într-o ureche. Lumea spune că e cam țicnit. Cam țicnit? Și tu ce spui? E bad bun. Dar tu cum ești? De ce mă întreb? Așa, de conversația. Văd că îți place conversația. Nu-mi place. Atunci taci, sau mai bine, du-te. Treaba ta. Unde se plec? N-a spus că ai venit să-l cauți. Unde naiba să-l caut? Ce mă întreb pe mine? De unde vrei să știu eu? Caută! Am ințenită. Treaba ta. De asta ai venit? Caută! Parcă mă îndrept tu pe mine că să spun eu. Ințenită i-ai și mă mai întreb. Parcă... Ce ai acolo? O amintire! Mi-a dat-o mama când am plecat să-mi poarte noroc! Serios? Foarte serios! Halal noroc! Auzi? Măi băiatule! Să nu uiți să o porci la pârnaie! Ce vrei, nene? Ce vrei? Au, mă doare! Au! Au, mă doare! Au! Au! Au, mă doare! Au! Au, nu te mă că mă doare! Mă doare, lasă-mă în pace! Eu trebuie să plec. Unde pleci? Vin și eu cu tine. Rămâi aici. Ba, vin și eu cu tine. Nu, tu rămâi. Ba, am să vin și eu cu tine. Am să vin, așa să știi, că am să vin. Te rog eu frumos să nu vii. Poți să mă rogi tu de 1000 de ori, că eu tot am să vin, uite așa. Poți să mă rogi tu de 10.000 de ori. Vezi că ești mucoasă. Da. De nu, eu mai am treabă acolo. Tu ai să rămâi aici. Chiar dacă sunt mucoasă, îmi dai mie brățara asta? Ce să faci cu ea? Așa, îmi place mie, dă-mi-a mie. Mi-o dai? Oh, ce frumoasă e! Îți place? Mmm, grozav! Ești mai frumos așa! Servus! Plouă! Poți să pleci, uite pe acolo! Tovarășe procuror! Tovarășe procuror! Ce ordonat să mai facem, tovarășe procuror? Să ne aruncăm cu toții în râu! Gata, ne aruncăm! Cu tot elanul, cu tot avântul și așa mai departe! Unde e Land? Poftiți, tovarăși procuror. Luați-l dumneavoastră că eu nu îmi declin răspunderea, așa să știți. Dar ce s-a întâmplat? Plutonier Dumitrescu! Ordonați, tovarăși procuror. Ce s-a petrecut aici? A dispărut Voica. Thank you.
Vine. Cine vine? Hai, fetelor, hai! Hai, 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 hai! Hai, fetelor, hai, fetelor, hai, hai, hai! Hai, fetele, hai, hai, hai! Hai! Că vine ploaia, hai! Hai, pregătește mașina, suntem aproape, gata, hai! Hai, hai, hai! Uite aici, uite aici, uite aici la mine, aici sunt, hai! Hai! Dă-te, mă, jos de acolo, mă! Vine ploaia, pregătește mașina, hai! Dă-te, mă, jos de acolo, n-auzi? Dă-te jos de acolo! Toșu Vlad! Toșu Vlad! Ordonat! Ce faci cu baraca? Tragi de mână? Trag de mână, tovarăș procuror! Atunci putem strânge restul, a? Iar vă rog, tovarăș procuror. Auzi, măi, băiețași, măi, băiețași, măi! Hai, măi, hai, 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 hai! Strânge toate trecovenile alea, ia și lata, vezi cum o iei, să nu se spargă ceva, sunt abarate. Am înțeles! Atunci totuși bagi mașină să nu mai pierdem timp după aceea, hai, hai, repede, repede de tot! Unde o tragi, tovarășul, unde o tragi? Ba, ați terminat? V-am întrebat ceva. Să terminăm ce? Ce să terminăm, nea Drăgane? Să terminați odată cu prostiile, mă. Care prostii, nea Drăgane? Lasă, lasă. Mai, mai văică mea. Vreau să vă spun ceva la amândoi. Tu nu mi-ai devenit simpatic, așa că... Și noastră mie. Poftim? Ziceam că și noastră mie. O să fii pe cuvânt? Pe cuvânt. Uh-huh. Ați fost vreodată pe munte? Nu. Dar de ce? Ce legătură are asta cu... Permiteți. Nimeni n-a pe munte. Permiteți? Ce vrei să le spui? Da. Vroiam să le atrag atenția. Acum, de bine, de rău, au terminat liceu, au luat bacalaureatul. Poate să urmeze mai departe. Facultate. Fără frecvență. Acum au toate condițiile. Așa că eu sunt dator să le atrag atenția. Să vă ajut, procuror. Să... Ați luat un suport. Să aibă grijă și pe viitor. Să nu se dezică. Acum, dacă după terminarea liceului au fost atât de bucuroși încât au spart capul unui nenorocit de ospătar, le urez ca după terminarea facultății să bage în spital tot corpul profesoral, în frunte cu decanul, dacă se poate. Nea Drăgane, noi n-am vrut să... Mă, băieți, mă. Poftim. Sper că e pentru ultima oară. Da? Da. Unde te duci, Ripule? Hei!
Nu vreau, spuneți-i să plece. Cine să plece? Ce să plece, mă? Nimic. Ce nu vreau ei? Nu mai vreau nimic. Nu vreau decât să terminăm cât mai repede, vă rog. Asta depinde numai de voi. Hai, hai! Hai, mă, băieți, mai repede, hai, hai, hai! Lovește-l în burtă. Cum să lovesc? Lovește-l, domnule, în burtă, cum îți spun eu. Lovește-l în burtă. Păi de ce, domnule? Hai, lovește-l în burtă. Ce dracu, lovește-l în burtă. Hai, lovește-l în burtă, prefă-te, simulează că îi dai în burtă. Și dumneata, când ți-a dat în burtă, te lași așa în jos. Așa? Așa, așa. Bun, hai. Când s-a lăsat el în jos, îi dai cu genunchiul de jos în sus, în bărbie. Hai. Păi de ce? Nu mai întreba. Fă ce ți-am spus. Hai. Dar n-am dat cu piciorul. Eu ce fac? Dumneata, te dai cu capul peste spate. Bun, hai. Așa. Hai. Mai tare, dă cu pumnul, mai tare. Dă-i mai tare în burtă. Dă-i mai tare în burtă. Așa. Acum dă cu genunchiul. Păi nu v-am spus că n-am dat. Hai, dă cu genunchiul. Hai, mă, o dată, mă. Pe dracu! Puică! Ce faci, mă, puică? Ce-i cu tine, mă, băiatule? Puică, ce ți-a făcut, puică? Ce ți-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Puică, cum se poate, puică? Puică! Pătâmpitule, mă, pătâmpitule, pe față, de asta ți-a ardit inima! Mă, mă, ce, mă, tu ești nebun! Liniștiți-vă! Băi, 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 Ultimele minute de luptă acerbă sunt aruncate în joc ultimele forțe. Cine? Cine? Cine va învinge? Cine va juca în B în anul 1961? Lovește-l în gură. Lovește-l în gură. Lovește-l în gură. Lovește-l în gură la cantip, la muzicuță. Hai, gata, dă-te la parte, ține chestia asta. Dă-i mă una. Dă-i mă una, mă. Lovește-l, mă, așa. Slabi actori. Uite, nu? Vuică e bun, foarte bun. Mă rog, mă rog, ăsta merge, dar ăstălalt n-are viață, domnule, e fals. Fals. Lovește-l în gură. Lovește-l în gură. Lovește-l în gură. Nu în obraz, în gură, cum vrei să-i crape buza dacă lovești în obraz. Dă-mă că nu o să mor dintr-atât. Hai, dă. Dă, na, dă. Dă-mă că, pe urmă, dacă-ți dă una, să mor dacă o să-ți fie bine. Hai, dă, na. Dă. Dă. Hai, mă. Dă. Mai bine. Dați-le să bea. Aduceți-i la stare de atunci. Veți vedea ce efect poate să aibă. Veți vedea în ce constă miezul reconstituirii noastre. De ce-i chinuiți de pomană? Altfel ar fi ajuns la închisoare. Și asta vă dă justificarea, libertatea de-i chinui. De face din generozitate o constrângere și mai cumplită. Ai băut. Ai băut, Paveliule. Ce deștept ești. Sigur că am băut. Sigur că sunt beat. Dar ăsta e pretextul tău. Tu știi că am dreptate și atunci strigi. Atenție, tovarăș. E beat. Atenție, tovarăș, are un unchi în Mexic. Această baracă dărâmată poate fi interpretată și altfel. Poate fi interpretată politic. Dar voi ați fost generoși. Această baracă amenajată anume pentru vânzarea mititeilor. Populația care se destinde, mă înțelegi, după 8 ore de... Și ei dărâmând-o. Ce act de sabotaj. Interesant. Interesant, nu? Interesant. Ce mai vrei? Tu, ăsta, principianul. Mai e autoritate școlară. Hai, gata, gata, încetați, vă rog.
Stupid. Ați spus ceva? Stupid. Nu. Ați spus ceva? N-am spus nimic. Nu, 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 nu. N-am spus nimic. Ce vrei? Ce te zgâiești așa la mine? Dar lasă-mă în pace. N-am spus nimic. Nu te mai holba așa la mine. Vezi de aparatele dubitale, de complicatele dubitale aparate. Și lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace. Lasă. Hai, mă, băie. Hai, hai. Lovește-l în gură. Lovește-l în gură. Mai e ceva? Mai e ceva? Podul, băieți. Lovitura drângă pod și gata. Hai. Ăștia sunt în sare să ne țină toată noaptea. Să-l ducem acasă imediat. Attenzione! Pregatitiva! Sì! Allora se chiesti resta. Vai ma mai repede, ma. Pregatitiva! Acum! Sì! Ale! Hop! Hai, ma che l'han fumata questa. Hai, ma io ripeto, ma.
Atențiune, atențiune! Stai așa, stai așa! Gâși de șarf, gâși de șarf! Lu, lampa, lampa, lampa! Așa? Acum, atențiune! Șarf! Șarf! Hop! Hai, urca, alunecă! Așa, așa, e bine? Hai, hai, apropie-te! Intră-i pe un cadru! Așa? Nu te uita la mine, că trag! Lampa, 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 la mai era sfârșit lampa! Regăsiți șeripule? Nu te uita la mine, că trag! Atențiune! Nu! Hai, mă. Ce nu poți, mă? Ce nu poți? Pot. Ce nu poți, mă? Ce nu poți? Hai, hai, mă. Haide, mă. Hai, mă, dă-i drumul, mă. Dă-i hai. Drumul. Hai, hai. Ce hai. Mă, hai, mă. Hai, mă. Hai, mă. Hai, mă, hai. Hai, hai, o tare. Hai. Hai, mă, ce mă, ți-a plecat în fantaua? Vino, domnișoară, hai, vino cu coace să vezi artistul, te așteaptă la cadru, hai. Stimulez, stimulez. Hai, nu pot. Hai, nu pot. Hai, mă. Uite, vine fata, poftim. Hai! Poftim dacă le-am dat buletinile, poftim! Uite, fuge, domnișoara! Unde fugi, domnișoara? Nu stai cu artiștii! De ce nu poți? Nu pot, doar procuror. E prietenul meu. Cum se dau în el? Da, atunci cum ai putut? Atunci era altceva. Eram beat, doar procuror. Minte! Minte, doar procuror, să fiu al dracului dacă nu minte! Porfa! Ai de vină! Ai asucit mințile cu totul! Ce te uiți așa la mine? Dă-i! Dă-mă! Hai, dă! Porfa, nenorocita! Dă-i! Acum! Motor! 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 Hai, motor! Ce mă, îți pare rău? Dă-mă încolo, bă, ce crezi că era neîncepută? A mers? Perfect. Hai. Hai, veniți și voi. Mă întreb dacă veniți. Nu, noi mai rămânem puțin, doar și pe acolo. Haideți, mașina e loc destul, vă putem duce până în oraș. Vă mulțumim, mai rămânem puțin. Bine. Treceți mâine pe la secție, aveți să vă la niște lucruri de acolo. S-a înțeles?
Tundeți-vă și voi, mă. Parcă îți iei de niște bani. Spunea din aur că ai nevoie de niște bani. Ha? Cât îți trebuie? Știu eu. Spune, domnule, cât îți trebuie. Ce faci, domnule, cu mașina? Ce faci, domnule, cu mașina aia acolo? Ce faci? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, domnule, cu mașina aia acolo? Ce s-a întâmplat, domnule? Am adormit și am venit cu mine de bani în apă. Păi cum ai adormit, domnule? De ce n-ai pus un bolovan? Ce să mai pui bolovan? Că deja eram jos aici în apă. Bine, și acum ce facem? O să o împingem, cheamă niște oameni. Hai, uite, vine ăștia la stadion. Bun, cheamă-i încoace. Hai, bă, veni tu și mă încoace, veni tu încoace. Hai, tovarăși, haideți să ne dați-o. Hai și voi de acolo de sus, veni tu încoace și așa. Hai, măi, frate, nu ați de acolo, dați-i română de ajutor. Hai, vă rugăm. Uite mâna policlinică neapărat. Păi cum ați văzut? Am văzut, am văzut. Îți mulțumesc. Dacă a aflat procurorul, era vai de capul meu. Bine, dar... Șt, las-o moartă. Las-o moartă, că dacă a aflat procurorul, era nenorocit. Eu răspundeam de starea în care se afla baraca. Cum mi-a scăpat tocmai cu ăla? M-am verificat fiecare scândură în pat. Fiecare scândură. Hai, măi, fiică, scoală.
faci, bă, băiatule? Bă, nu mai bea, bă! Multă, bă! Nu mare sau pătești? Bă, dam la giule, bă! Nu mai bea, bă, că mori! Ce, bă? Ai băut fără tifon? A fost tifonul prea tare? De ce consum bături alcoolice, mă, băiatule? Încerc cu data, încerc, încerc. O, și el! E, bă, mă, verde, mă! Pe care te-am lăsat acum mult an. Îți mulțumesc, dar cum, ce s-ar întâmpla? Ce suflet caritabil te-a păstrat. Tată, mă, e păcat să-l bați, să-l nenorocești. E păcat, e păcat, mă, e păcat, mă. E păcat, măi, tată, să bați un băiat așa tânăr. E păcat. De ce dai bani, tată, mă? Uite, măi, tată, mă, dată bine, mă! Uite, mă, mă, omorâ, mă, uite, mă, de ce dai bani mine, mă? De ce dai bani, mă? De ce dai bani mine, mă? De ce, mă, lasă-mă că stau în ziua, mă, tine, mă! De ce dai bani, tine, mă, te omorâ, mă, tine! Dă-i-o, 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 dă-i-o